Repeat after me, right? Yeah. Can you please say nu uitați? Nu uitați. Să vă? Să vă. Abonați? Abonați. Yeah, so cool! Ok, hei, bună tuturor! Eu sunt Asenave, acum am întors în UK, în sfârșit. Iar în acest vlog sunt îmbrăcată în uniforma mea de școală, pentru că vreau să vă prezint școala mea din Marea Britanie, deoarece v-am arătat deja vechea mea școală din România, așa că dacă tot m-am întors înapoi în UEJ, adică Țara Galilor, m-am gândit că ar trebui să fac un vlog și de la școală, ca să vă arăt cum este școala în Marea Britanie și pentru că am o grămadă de informații să vă spun despre sistemul de învățământ de aici, așa că haideți să începem acest vlog. De fapt, stați așa, înainte să începem acest vlog, vreau să vă spun cum mi s-a părut mie România. Deci, mie îmi place foarte, foarte mult România, chit că am văzut o grămadă de TikTok-uri în care lumea spunea că ce, că România, că România e nașpa, că oamenii din România sunt nașpa. Dar ce ai, mă? Mie îmi place foarte mult România, mai ales mâncarea. Deci mămăliga aia cu brânzăi, aur. Și chiar oamenii sunt foarte șmecheri, sunt mișto, e caterincă la România. Mie îmi place foarte, foarte mult. În fine, haideți să revenim la subiect și să începem o dată acest vlog, pentru că sunt sigură că vă interesează subiectul acesta. Pescărușii. În fine, haideți să... Da, taci, mă! În fine, haideți să începem! Bă, stai așa. Cum să nu vă placă România când toată vara stăm afară și spargem semințe și mergem, uai, mergem de 1 mai în pădure și facem acolo grătărelu, bubuială. Mă, cum să nu vă placă România? Mă, poate vă mai aud că România e nașpa. Poate vă mai aud și oamenii din România sunt foarte, foarte tari. Așa că nu știu ce tu spuneți, băi, acolo, că nu vă place România. Mă, România e faină, mă recunoașteți. Deci recunoașteți. Cum să nu vă placă grătărelul? Mămăliguța, spatul de semințe, vara. Cum să nu vă placă, mă, ce aveți? Bine, haideți să începem o dată acest vlog, că știu că vă interesează. Haideți să începem. Pentru început vreau să vă prezint uniforma mea de școală. Deci aceasta este, arată așa. Ei bine, foarte frumos. Nu mai rău. Acum că v-am arătat cum arată uniforma mea școlară, haideți să trecem mai departe. No, bun, haideți acum să vă dau mai multe informații despre școala din Marea Britanie. Eu sunt la liceu și pot să vă spun mai multe lucruri despre liceu decât pot să vă spun despre primary school, adică școala primară sau cea generală, chit că am fost și eu un an la primary school, doar că nu știu prea multe informații despre școala primară. Tot ce știu este că acolo te învață să scrii, să citești și să știi matematica elementară, dar pot să vă pun aici un tabel în care puteți vedea vârsta, an de studiu și etapa cheie, adică key stage, care este o etapă a sistemului de învățământ de stat din Anglia, Țara Galilor, Irlanda de Nord și teritoriul britanic, care stabilește cunoștințele educaționale așteptate de la elevi la diferite vârste. Mai exact, este un test, un examen, pe care și eu trebuie să-l dau. Și-am pus-o. Da? Eu trebuie să dau testul Key Stage 3, adică etapa cheie 3, da, etapa cheie 3, care se dă după 3 ani de liceu. Sunt clasa 9. Și-am pus-o. Da, haideți să trecem mai departe. Haideți acum să vorbim și despre Language Acquisition sau cum îmi place mie să-i spun, grup 1 și grup 2. Language Acquisition sunt niște clase pentru copiii care vin din străinătate, pentru elevii care vin într-o altă țară, iar atunci când ajungi într-o școală din Marea Britanie, din Țara Galilor, trebuie să dai un test de limba engleză. Iar pe baza acelui test, profesorii te vor pune în clase diferite. De exemplu, în grup 1 înveți engleza de la 0, adică acolo înveți să citești în engleză, să scrii, să numeri, înveți să spui cum te numești, câți ani ai și lucruri de genul acesta. Dar, dacă treci în grup 2, în grup 2 nu contează că tu știi foarte, foarte bine limba engleză, pentru că atât timp cât ești într-o altă țară, profesorii tot te vor pune acolo să stai măcar pentru 3 luni, ca să vadă cât de bine știi tu să socializezi cu ceilalți copii, să te acomodezi și, na,
Cam pentru asta este grup 2, ca să vadă profesorii cât de bine știi tu să te integrezi, pentru că în clasele de grup 1 și grup 2 nu sunt copii englezi, sunt doar copii din străinătate, la fel și profesorii, dar în mainstream, mainstream fiind școala britanică pe bune, adică acolo ai toate materiile, toate lecțiile, pentru că în grup 1 și în grup 2 tu înveți doar engleză. Și ai oră pe săptămână matematică și artă, dar în mainstream, acolo ai toate materiile. Ai religie, ai dramă, actorie, acolo îmi place mie foarte mult, este ora mea preferată. Și da, că asta vor profesorii să vadă când ești în grup 2, dacă știi să te integrezi. Și da, mainstream este școala britanică pe bune, în clasă ai doar copii englezi, ai doar profesori englezi. Și, da, cam asta este. Stați așa să vă spun cum am aflat eu că o să intru în mainstream. Deci, imaginați-vă că eu vin din pauză, vin în clasă, da? Și profesoara m-a așteptat și îmi spune, Vanessa, mamă, deci când am auzit, gata am fost că o să-mi zică că eu nu o să mai trec în mainstream niciodată, gata am fost că o să zic că tu aici rămâi cu noi, nu mai treci nicăieri, în grup 2 rămâi, tata, viața, nu mai treci nicăieri. Mamă, așa m-a speriat de tare, dar după îmi zice, mă lasă în suspans vreo 10 secunde, m-a lăsat în suspans. Și după aia îmi spune, Vanessa, felicitări, ai trecut în mainstream, ai luat cea mai mare notă din clasă, ai luat 9 și ceva, aproape 10, felicitări, de mâine ești în mainstream, bravo. Ma, când am auzit, bubuială a fost. M-am uitat la colegii mei, ei s-au uitat la mine. Ia, deci așa fain a fost momentul, dar și cringe a fost. Că așa m-a lăsat profesoara în suspans și după aia mi-a spus că o să trec în mainstream. Și în alea 10 secunde mi-a făcut o grămadă de filme și de scenarii în cap. Mamă, dar și când am auzit că o să trec în mainstream și că am luat cea mai mare notă din clasă, știți cum am dus acasă? Forță m-am dus. Și a doua zi am trecut în mainstream. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și încă îmi place. Mi-am făcut încă din prima zi, mi-am făcut o grămadă de prieteni și dușmani. Mă certam în fiecare zi cu colegul din spate. Deja este obișnuință la noi ca să ne certăm. Adică nu e mai lucru, e o tradiție. Și da, mie îmi place foarte mult mainstream. Am o grămadă de prieteni. Și vreau să vă arăt și ce am filmat alături de prietenii mei, de colegii mei. Așa că haideți mai bine să vă arăt secvențele pe care eu le-am filmat la școală. Haideți să vi le arăt! Și aceasta este școala mea! Suntem la geografie acum. Și trebuie să comparăm Japonia cu Țara Galilor. Viața de flotă. Aceasta este cantina și da, avem televizor. Și ne-am întors înapoi la ore. Yay!
ies pe balcon să mă luam salată și am văzut o hiță jos în piață, n-a părit. Îți place Five Gang? Ce părere ai tu despre Five Gang? M-am ascultat înainte, dar nu mai ascult acum că da. Și ce părere ai despre canalul meu de YouTube? Ce păi pas la această întrebare? Smash. Shelly. Iar acum că s-a terminat ora, eu zic să mergem în pauză, nu? And now I'm outside with my friend and classmate Frankie. Hi. Frankie, do you know some traditional things from Wales? St. David's Day. Can you give us some details about that? St. David's Day, like, we celebrate and we dress up as Welsh ladies and Welsh men come to school. Usually it's like with daffodils and leeks that you like pin on your shirt, but here. That sounds so interesting. And we eat Welsh cakes. Oh, yeah, yeah, I taste them. Yeah, do you like? Yeah, yeah, so much. Do you like school? No. Why? It's boring. Yeah, I don't like to wake up in the morning. Same. But I like school. Like, tell me. You told me a lot of times that you like my YouTube channel. You know? Yeah. So what is your opinion about my YouTube channel? I like it. I'm so... It's really good. And I'm subscribed to your main one. Oh, thank you so much. You're welcome. I'm so glad that you like it. Good. And Frankie, can you say something from my Romanian YouTube channel? If you want. What? Buena? Is that it? Can you say bună? Bună. Yeah, that means hello. Yeah. And can you also say ce faci? Ce faci? Yeah, yeah, that's wow. You have a great accent. Thank you. And repeat after me, alright? Yeah. Can you please say nu uitați? Nu uitați. Să vă? Să vă. Abonați? Abonați. Yeah, so cool. Thank you so much, Frankie. That means don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yeah, subscribe to her YouTube channel. Thank you so much, Frankie. You're welcome. Okay, bye guys. Băieților, acum vreau să vă prezint clasa mea de Welsh. Adică în clasa asta învățăm limba galeză. Aceasta este clasa mea de artă și îmi place foarte, foarte mult cum arată. Ok, deci videoclipul meu s-a terminat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe sau abonează-te, doar că cu tău clopoțel, ca să primi notificare de ori câte ori postez un videoclip nou și chiar apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe, pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult să creștem canalul acesta, să facem o comunitate foarte, foarte șmecheră, să fim aici noi forța, forța pe YouTube, așa că chiar apăsați pe butonul ăsta de abonează-te, că nu-i greu să apeși, faci așa, bam, click, gata, ești mate. Când apeși pe ăsta, ești mate. Bine? Și nu uitați să distribuiți și acest videoclip prietenilor... Doamne, iar limba română grea. Și nu uitați să distribuiți acest vlog și prietenilor voștri, pentru că poate sunt interesați de școlile din străinătate, poate le place Anglia, Marea Britanie, Țara Galilor, Welsh, poate le place, cine știe. Dar dacă nu le place, chiar nu m-a supărat, deci nu m-a deranjat deloc. Dacă ar apăsa și pe acest buton, nu m-a deranjat. E ok? Și nu uitați să lăsați și un comentariu și să-mi spuneți dacă mai vreți să mai fac videoclipuri de genul acesta, adică videoclipuri despre școală. Scrieți-mi acolo.
Da, bun. Am fost Asinav și noi ne vom revedea data viitoare. Pa!